Pentru 3 zile, Castelul Corvinilor este platou de filmare pentru producția cinematografică românească Noaptea lui Vlad. Iar vestea bună spre deliciul turiștilor este că accesul vizitatorilor nu va fi restricționat în zilele în care actorii și echipa de producție filmează la castel. De-a lungul timpului, emblema istorică a municipiului Hunedoara, dar și a României, a fost preferat ca decor pentru zeci de filme românești sau internaționale, dar și pentru spoturi publicitare sau filme documentare. Nu există o anumită procedură care se respectă, activitatea se desfășoară normal, atât vizitarea cât și filmările. De fapt, în mod normal sunt afectate segmente mici din castel. Practic, ieri s-a filmat în fața logiei Matia, astăzi se va filma în bucătăria Garnizoanei, iar mâine se va filma galeria cu burdufuri. Este o activitate care, până la urmă, aduce și ea vizibilitate, contribuie la ceea ce vorbim, ce înseamnă astăzi notoritatea Castelului Corvinilor. De-a lungul timpului, emblema istorică a municipiului Hunedoara, dar și a României, considerat unul dintre cele mai frumoase și fascinante castele din lume, fiind situat în top 10 destinații de basm din Europa, a atras tot mai mulți turiști. Anul trecut, Castelul Corvinilor a fost vizitat de aproape 400.000 de turiști, iar trendul ascendent înregistrat după blocajul din pandemie se menține și în acest an. Cu vizitatorii stăm chiar bine. Deci continuăm acea pandă ascendentă începută după pandemie și am avut o lună februarie foarte aglomerată, una dintre cele mai aglomerate luni februarie de când monitorizăm în ultimii 10 ani, ca să zic. Lucru care ne bucură, ne arată că în continuare atât românii cât și vizitatorii străini sunt tornici să ajungă la Hunedoara și la Castelul Corvinilor. Ca urmare, acest fapt ne stimulează a fi din ce în ce mai atractivi. În perioada următoare va fi finalizată restaurarea completă a Castelului Corvinilor din Hunedoara, recunoscută drept cea mai mare construcție medievală cu dublă funcționalitate, civilă și militară din România, aflată încă în picioare. La creșterea notorietății, dar și la aducerea turismului la rang de motor economic al municipiului, contribuie și proiectele de dezvoltare și modernizare implementate de Primăria Hunedoara.